Un an bun, 2007, aș putea spune, pentru poetul Ion Căliman, două volume de cugetări și aceste volume, 5 la număr deocamdată, cu versuri. Deci, e un an bun, e un an spornic? Cred că da, la fel ca și precedentul, pentru că am prins o serie de cărți de formatul acesta, Liliputan, la editura Nagar din Lugoj și am încercat să îmi epuizez tot bagajul de poezii, de poeme mai scurte adunate în 40, poate și mai bine de ani de creație. Am prins valul și am scos destul de multe volumașe pe care am încercat să le pun sub semnul, fie sub semnul unui titlu generic, fie sub semnul unei formule de formă poetică și de așezare în pagină. De exemplu, cele 5 cărți de poezie despre care s-a vorbit mai înainte sunt adunate sub un titlu generic de 3 strofele, întrucât ele au o formă tristrofică din punct de vedere al așezării în pagină și foarte convenabil ca spațiu tipografic. În acest context, tristrofele acestea sunt un corset pentru poet? Sunt o formă prin care își obligă să-și biciuiască, să-și așeze gândul mai ordonat sau e o altă formă de exprimare liberă? Este, pe de o parte, o formă constrângătoare și dacă ar fi o limită de timp, atunci va fi foarte greu să se adune un asemenea număr de poeme care să alcătuiască asemenea volume. Dar, spuneam, timpul a avut răbdare să copiez o formulă cu mine, în sensul că nu m-am gândit să pot găsi vreodată o asemenea formulă. Ea s-a ivit, deși în timp am avut această idee de a realiza volume într-un serial de 3, deci un fel de trilogii lirice, dacă putem vorbi despre acest lucru, în niciun caz 5 asemenea cărți care să se înserieze sub un anumit titlu. Deci vă urmărește cifra de 3? Cifra 3 poate fi o cifră de multe ori simbolică, dar din punct de vedere poetic, ea poate să fie dătătoare de neliniște pe de o parte, dar și dătătoare de speranțe. Pentru că pe de o parte adună gândul într-un fel de ambiție lirică mai înaltă și din alt punct de vedere simbolizează ceea ce știm cu toții din mitologie, din magie, din basmul românesc sau din alte împrejurări. De multe ori stăm sub semnul cifrelor și 3 este una dintre acestea. Ce părere ai despre poetul Ion Căliman, profesorul Ion Căliman, cel care se întâlnește cu tinerii, care se întâlnește cu oamenii, cel care se întreabă poate uneori dacă vreun poet oarecare și are rostul pe lumea asta? E o întrebare interesantă și poate ușor incomodă și poate nu voi da un răspuns care să satisfacă sau care să îmi convină mie. Trebuie să existăm, trebuie să trăim, trebuie să avem o profesie din care să ne asigurăm subzistența. Dar cel care trăiește sub zarea cuvântului, cel care este obsedat de cuvânt sau de vers, trebuie să-și realizeze și acest hobby. Poate că acest hobby a coincis din când în când cu orizontul de așteptare al prietenilor mei,
mai tineri, pentru că am încercat întotdeauna să fac din elevi, sau măcar din unii elevi, niște prieteni. Să-i aduc în acest cuvânt, să-i fac să înțeleagă de fapt că minunea cuvântului a întemeiat lumea, a întemeiat ceea ce este în jurul nostru, și dacă ne așezăm frumos în această zare, o putem vedea mai frumos. De asemenea, tot pe acești copii, în timp, în ani, i-am dus în cenaclul nostru de la Făget George Gârda, i-am dus în cercul de folclor al liceului, i-am dus în cercul literar al liceului, i-am dus în anchete folclorice pe care le-am organizat cu zecile în mulți ani în această zonă. Am încercat, într-un fel, să le spun că imediata lor apropiere este plină de miraj, plină de minuni, este frumoasă și e bine să o prețuiască, pentru că, de fapt, reprezintă matricea lor naturală și matricea lor spirituală. Și poate că, odată și odată, vreo nostalgie îi va strânge aici, lângă vatra mamă, lângă cuvânt, lângă școala noastră și, de ce nu, lângă gândul dascălului lor de limba și literatura română. Apariția unei cărți este un eveniment în viața oricărui creator, dar atunci când într-un an îți apar deodată 7 cărți, e deja mai mult decât un eveniment. Oare ce este, de fapt? O descărcare, o ușurare, o încărcare, o umplere de răspundere? Lucian Blaga spune că este o boală învinsă și parțial cred că înclin să-i dau dreptate. Dar astăzi nu mai avem timp, parcă, sau cel puțin de la o anumită vârstă, să ne mai bucurăm de aproape nimic. Nici măcar de asemenea apariții ale unor cărți, pentru că omul are alte griji astăzi, este atras de alte miraje, este atras de micul ecran, este atras de internet, este atras de călătorii în străinătate, dar cel mai grav este atras de o muncă zilnică pentru traiul său de zi cu zi. Și parcă la noi, la români, a devenit un lux așezarea lângă rândul unei cărți, lângă cuvânt. Și bucuria nu mai este. Bucuria este atât de scurtă, de parcă nici n-a existat. Bun, poezia se spune că e de fapt o expresie a timpului încremenit. Cum reușiți să încremeniți timpul? E drept, ne aflăm la Făget, aici sub zare de munte, dar totuși timpul în relația cu poetul. Nu știu dacă reușesc să încremenesc timpul. Oricum, încerc să-i surprind un moment, să-i surprind o imagine, să-i fur un fragment de dulceață sau un fragment de tristețe. Toate acestea trecute, bineînțeles, prin mintea, psihicul, prin sufletul poetului. Ele devin altfel. Măsura în care ajung și la ceilalți, la copii tineri sau colegi de cenaclu sau cititori în general, este sau poate constitui o bucurie pentru autor și probabil și pentru cel la care ajunge cuvântul înmiresmat, pentru că eu încă locuiesc sub această zare minunată sau de minune, de miraj a cuvântului care poate să adune în numele său o lume întreagă. Și în încheiere v-aș ruga să ne citiți din aceste volume una, două poezii, pentru ca să ne luăm într-un fel bun rămas de la poetul Ion Căliman deocamdată. Din volumul Statui de Lumină. Ieșirea la lumină. Eu știu că nu-i lumină mai dulce decât țara în care ni se naște osul peste os, așa cum prinde ființă în strat de ogor secara și cum din faguri mierea se scurge dureros
în calmă biruință, cum din icoane limpezi își scutură povara cea grea, bătută în cuie pe crucea fiecărui, același din vecie mântuitor Hristos, și cum speranțe suie prin lutul ars de lacrimi al Golgotei, amara, drum sângeros, să ne adune în trâmbiți și în sfânta liturghie, să nu pierim deșarte în hău întunecos. Compunere. Mă fac ca adâncime, Doamne, nu vezi? Pe zi ce trece mă fac mai adânc. Se surpă odată cu mine toate petrecerile și glorioasa sabie de la oblânc. Orgoliul devine proiecție, adică ecou al unei neștiute spuneri. Niciodată, încrezătorule, nu ți-am fost ecou, ci numai intenția și sugestia unei simple compuneri.